MedLife FESA, furnizor de servicii private de sănătate din România, operează cea mai extinsă rețea de clinici, unele dintre cele mai mari laboratoare medicale, spitale generale și specializate și au cea mai mare bază de clinici pentru pachetele de prevenție sănătate din țară. Activele imobilizate ale MedLife au crescut cu 44% ca urmare a creșterii fondului comercial și a imobilizărilor necorporale. Activele circulante mai mari cu 25% ca urmare a creșterii cu 77% a stocurilor și cu 30% a creanțelor de încasat, ponderate cu o scădere a numărului și echivalentelor de numeral. Datorile pe termen scurt au fost mai mari cu 41% ca urmare a creșterii datorilor comerciale și a porținii curente a împrumuturilor purtătoare de dobânzi. Datorile pe termen lung au crescut cu 49% ca urmare a creșterii datorilor de leasing și a împrumuturilor purtătoare de dobânzi. Cifra de afaceri a MedLife a crescut cu 27% în primul semestru din acest an, datorată creșterii din toate liniile de business, precum și achizițiilor finalizate de grup în acest an. Alte venituri operaționale au înregistrat o creștere de 80% în perioada de 6 luni din acest an, față de anul trecut. Cheltuielile operaționale includ cheltuieli fixe și variabile, precum și cheltuieli cu bunuri și materiale utilizate de grup pentru prestarea serviciilor. Acestea au 38% în plus față de primul semestru din anul trecut, în special ca urmare a creșterii cheltuielilor cu mărfurile, salariile și prestațiile terților. Ca urmare, profitul operațional a înregistrat o creștere de 32%, de la 103 milioane lei la 69 milioane lei. Creșterea cheltuielilor a dus la o scădere a rezultatului net cu 25 de milioane lei, de la 71 la 45 de milioane lei în primul semestru din acest an. Iată și câteva date legate pe liniile de business. Vedeți o creștere a venitului pe partea de clinici, stomatologie și spitale și farmacii și o scădere la partea de laboratoare. La fel, câteva date legate de evoluția cheltuielilor operaționale și a liniilor de afaceri ca și încasări.